FC Argeș și AL Roslatina joacă mâine de la ora 18 pe stadionul Nicolae Dobrin în runda cu numărul 29. Oaspeții nu se află într-o situație tocmai bună, ocupând locul 12, dar cu toate acestea, antrenorul Iulian Crivac consideră că meciul va fi foarte greu. E un meci normal, din punctul meu de vedere. În primul rând ne interesează situația lor, știm că se fac multe speculații. E clar că pentru noi este un joc pentru a urca în clasament, la sfârșitul campionatului să fim cât mai sus. Un joc cu o echipă care va veni să agățe de orice minge, de orice acțiune. Un meci, după cum am spus, cu o echipă, să spun așa, care speră la salvare de la retrogradare. Fundașul central Ciprian Negoiță este de părere că meciul trebuie tratat cu seriozitate. Un meci normal pentru noi, este un final de campionat, trebuie să rămânem concentrați, chiar dacă nu mai avem o miză chiar așa mare decât poate urcarea unei poziții în clasament. Și care vor veni să agățe de cum sunt cei de la Slatina și noi sperăm să fim mai inteligenți să nu le dăm această șansă. Alb-violeții ocupă locul al 7-lea cu 31 de puncte acumulate și pot obține o clasare mult mai bună cu victorii în ultimele două runde.